Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti bastonașe din brânză. Pentru aceasta, într-un bol punem 350 de grame de brânză de vaci. Adăugăm 2 linguri de zahăr, o treime linguriță de sare, spargem un ou, adăugăm o lingură de smântână, iar într-un bol aparte amestecăm 150 de grame de făină cu jumătate de linguriță de praf de copt. Treptat încorporăm făina până obținem un aluat nelipicios. Cantitatea de făină poate varia în dependență de cât de uscată este brânza. Când aluatul devine nelipicios, îl modelăm și formăm bastonașe. Încingem bine tigaia și turnăm ulei. Rumenim bastonașele la foc mediu. Le scoatem pe un prosop din hârtie pentru a absorbe excesul de ulei. Cât sunt încă calde, le tăvălim prin zahăr. Poftă bună!